Rog comunitatea mediului de afaceri să acționeze în spirit de solidaritate cu cetățenii și să nu majoreze prețurile la medicamente, produsele alimentare și ale lucrurilor de strictă necesitate pentru oameni. Astfel de majorări de prețuri ar fi cinice și chiar criminale, dacă oamenii nu vor mai putea avea acces la produsele vitale pentru ei. Nu vom permite ca acest lucru să se întâmple și putem ajunge la impunerea unor măsuri extrem de dure pentru firmele care profită de suferința oamenilor.